Caravana Scrimei Românești a poposit mai întâi la primărie, unde Mihai Covaliu, alături de gazde, dar și de sportivi veniți de la București, a susținut o conferință de presă. Ne bucurăm că putem fi prezenți astăzi aici la Satu Mare, un centru foarte important pentru scrima românească și pentru scrima mondială. Fostul campion olimpic a apreciat activitatea antrenorilor sădmăreni, arătându-se convins că din acest oraș vor apărea noi campioni mondiali. Satu Mare merită din plin laude, pentru că este un centru puternic al scrimei românești. Este un oraș cunoscut pe plan mondial și ne bucurăm că am ajuns cu această caravană a scrimei românești și în orașul Satu Mare, de unde cred eu că și în viitor vor apărea campioni în acest sport. Întrebat care au fost motivele pentru care Centrul Olimpic de Floretă Masculin a fost mutat anul trecut de la Satu Mare la București, președintele Federației Române de Scrimă a preferat un răspuns diplomat. A avut ceva probleme interne, a spus Covaliu. Covaliu s-a arătat a fi într-o formă deosebită azi. Acesta a fost extrem de deschis cu presa la conferință, iar apoi la demonstrații nu s-a sfiat să ia microfonul și să facă atmosferă. Iar la final a stat cu minte preț de mai bine de 30 de minute la o ședință de autografe și fotografii.